ați văzut în filmele americane cum arată casele lor de Crăciun. La ei nu mai e vorba doar despre tradiție, ci și despre concurență. Ei bine, invitații noștri, credeți-mă că le-ar lua fața, cum se zice, cu artileria lor de decorație. Mină Dora și soțul ei Liviu, bun venit! Bine ați venit! Care iubesc Crăciunul, nu? Da, da, foarte Mină tare. Mină Dora iubim. Mai ales. Te imaginez. Tu n-ai de ales, trebuie să-l iubești. Vorbim. El s-a obișnuit așa. Nu știu. E un sinonim la m-am obișnuit. N-am încotro. Aia, corect. Da, e, dar, da, corect. Nu, dar asta e adevărata afirmație, asta făcută de Adela, că ați putea să vă deschideți magazin de decorațiuni cu ce aveți acasă? Da, da, da. Mi-am și dorit la un moment dat să fac chestia asta și poate că o să-mi îndeplinesc visul acesta, pentru că vreau să, mi-ar plăcea să deschid un magazin și să fac câte o decorațiune pentru masă sau pentru etajere, pentru așa, dar unicat. Deci să nu fie două la fel și create de mine. Și pe diferite culori. Deci să am așa, magazinul să fie într-o parte un colț cu ornamente pe roșu, portocaliu, verde, toate culorile, astfel încât omul în funcție de ce are în casă, auriu, argintiu, în funcție de ce are în casă, vine și ia un ornament gata făcut și unicat, deci nu două la fel, și pe culoarea de care are nevoie în casă. Asta cred că e o idee foarte bună, știi? Este. Pentru că nu multă lume are inspirația să facă chestia asta și să stea să, și atunci să găsești ceva care este unicat făcut și ceva deosebit, întotdeauna când pui suflet să aranjezi un ornament, categoric este grozav. La voi când începe pregătirile? Când scoateți cutiile, ca să zic așa? La 1 decembrie, în data de 1 decembrie e totul montat. În jur de 3-4 zile până pun totul pe poziție. Atunci începe înainte de 1 decembrie. Pe 1 decembrie. Pe 1 decembrie e totul e gata. Da, pe 1 decembrie se aprind beculețele și dăm drumul la colinzi. Sau la colinde, cum da, se spune? Da, e, nu știu, da. colinde. Da, și cântă muzică specifică sărbătorilor, da. Așa, dar voi, adică ce faceți mai exact? Mi-e greu să-mi imaginez. Pe lângă brăduț, ce mai faceți? Adică puneți beculețe pe unde? Pe exterior, pe interior? O să, mi-ar face mare plăcere odată să veniți la mine acasă. Am putea cum să facem, da? Deci să veniți așa. Nu pot să deschid un dulap ca să nu trebuiască să dau ceva la o parte, un design sau Nu, chiar mi-ar face plăcere. Știți, creez o atmosferă la mine în casă de orășel al copiilor. O atmosferă caldă. Acum am și schimbat înainte să vin. M-am trezit la 6:30. Am mutat canapelele. Te-ai trezit așa cu gândul ăsta? Ca să creez atmosfera de Crăciun, pentru că a venit și sora mea la mine de Crăciun. Aha. Și am pus canapelele astfel încât toți să fim foarte aproape. Și avem șemineu. Și am creat în stânga noastră, să spun așa, în stânga camerei și în jurul canapelelor, un loc pentru dulciuri. Wow! Un fel de candy bar de ăsta sau un fel ceva de candy așa? Bar, dar cu toate dulciurile specifice pentru iarnă. Aha. Ciocolată care conține portocală, scorțișoară, biscuiți cu unt sau cu măr și scorțișoară. Pe care neapărat le faceți voi, nu? Da, fac eu. Am adus și din Germania. În Germania găsesc ce mai e. Și am un fin care trăiește acolo și a știut treaba. Așa a venit. Mi-a explicat că ți-a vreo 3 zile, vă ia vreo 3 zile să decorați casa, dar cât vei apoi să strângeți decorațiunile? Adică bănuiesc că e muncă... Mai puțin, un pic mai puțin. Dar întotdeauna eu am pe cineva care mă ajută. Totul vine pachetat în hârtie, fiecare decorațiune luat și împachetat în hârtie și pus... Dar tu mai cumperi în fiecare an decorațiuni? Da. Cumperi, nu? Da, și anul s-a mai luat. Și nu dă nimic. Și îmi zice, și al meu zice, auzi, zice, ok, cumperi, dar mai dă mai din dă ele. Ele și da. Eu când îmi zice mai dă din ele, te parcă m-ar înjura grav, deci, știi? Deci nu-ți că... Așa. Deci dacă e vorba, asta e un lucru destul de semnificativ. Așa. O chestie... mică, un mic, minoră. Așa, da, 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 da. Auzi, dar tu crezi că dacă ai lua, o să zicem, o să străinezi, ar observa că nu e? Da. Tu știi chiar tot ce ai acolo? Știu absolut tot. Da, bă, bă. Le știe deci, pe toate, frate. Ca și cum un om citește o carte și, bă, vezi, știi virgula da, de da, pe da, 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 da. Da, e acolo. Ai inventarul, acolo. Clar, știe toate obiectele pe care le are. Și de Paști, și de Valentine's Day, și de toamnă, și de Valentine's Day. Globulețe sau ceva elemente din copilărie?
Nu, pentru că nu aveam în copilărie. Nu erau, nu, adică... Puneam în copilărie, puneam erau, saloane pe pom. Saloane la noi saloane în Banat înseamnă bombone de pom. Bomboane, da. Și noi erau bombonele alea cu... Saloane, da, lumină aveam, eu aveam instalația brad, aveam da, globuri, dar erau același an de zile. Exact. Aveai globul ăla, știi, că acolo pe creanga aia... Avea același set de luminițe, aceleași globuri pe care le foloseai. Nu, eu nu aveam globuri. Erau câteva globuri, erau de sticlă. Păi pe eu vremea n-aveam. Noastră. Ah, n-aveai, ok, da. Deloc. Da. O instalație. Puneam bomboane, poate... o instalație și beteală, ceva de genul. Da, din ce rețin eu. Sau vată și vată, da. Dar ce era minunat și ce nu uit niciodată, în momentul în care tăiam ațele împreună cu tata, din papiotă, la o anumită lungime, așa? Făceam multe ca să legăm bomboanele pentru pom. Aia era. Dar bomboanele mai rămâneau în pom? Rămâneau decât hârtiile. Dar tu ești pe trend? Adică, de exemplu, să spunem, anul ăsta se poartă bleu, nu știu de care. Tu decorezi așa da, sau? Câteodată da. În funcție de starea mea de spirit. Câteodată da sau nu neapărat. De exemplu, a fost în trend atunci când s-a purtat bradul mov. Mi l-am făcut și eu. Tot bradul? Adică Măf toate decorațiunile sau? Măf cu argintiu, întotdeauna am argintiu. Că am în casă elemente cu argintiu și întotdeauna roșu cu argintiu sau mov cu argintiu sau alb cu argintiu. Sau mai am o culoare care, culoarea mea care mi-aduce bani, spun eu așa, și îmi dă o stare extraordinară de bună. Și n-am mai făcut de mult bradul așa. Portocaliu. E culoarea portocaliu? Mea, da. Frumos, da. Frumos. Da, da, portocaliu. Eu nu știu că i-aduce bani. Tu n-ai sesizat că de la portocaliu vin bani. Să vă povestesc ceva. Inițial trebuia să vin la voi de acasă, așa? Eu cu niște lucruri și să fac o decorațiune așa în direct, să vedeți, să arăt celor de acasă. Că ești priceput, chiar ce se face asta. Ce da? Se poate pune pe așa, masă. Da. Și ce poți să faci? Însă mi-am uitat și telefonul acasă și toată plăsoiul cu așa. Și am găsit la voi lucruri, pentru că în ProTV găsești tot ce vrei. Așa. Așa. Și e chiar mai inedită și mai, cum să spun eu, mai când te, cum se spune? Te provocă. Da, mai provocatoare chestia asta pentru mine, pentru că voi face din ce aveți voi aici ceva. Super! Și okay, din ce am văzut eu aici în scurt, așa, cu ochiul meu, vreau să fac două decorațiuni. Vreau să fac o decorațiune care să fie rustică pentru, pentru un decor care, pentru cine are în casă, pentru că eu am o perioadă. Le schimb și în perioada de, de iarnă, adică casa este un pic decorată rustic, da, mai da, cu decorațiuni de iarnă, ca la țară, așa. Deci cu... pe durata sărbătorilor tu schimbi... Schimb, da, după care scoci și bag un elegant. Am perioadă asta mai spre fac... când? Mai spre Revelion? După Crăciun. Cum? După Crăciun. După Crăciun scoci și spre Revelion casa mea e mai deci... elegantă. De ce râzi? De ce râzi? Nu mai ai terminat. Uite cum s-o uită. Deci, uite, ești așa. Hai, uite-te. Încep. Puteți să vorbiți, că eu deja trebuie să fac treaba. Pentru că nu vreau să treacă timpul și să nu vadă lumea. Și noi vorbim cu Liviu. Și voi vorbiți. Fii atent, eu o să iau și ce văd aici la voi pe masă. Fac ce vreau, da? Astea erau aici la voi pe masă. Da, erau pe masă. Ok, so, let's go. Liviu, înțeleg că și în dormitor aveți decorațiuni, nu? Da. Pe cum? Și în dormitor, da. Și la băi. Și sclin cănesc beculețele alea toată noaptea? Și la băi. Nu, că dorm în altă cameră. Așa. Auzi, ați decorat și casa pe exterior? Astăzi mi-o face, că dacă nu bag divorț... Astăzi mi-o face casa, că dacă nu bag divorț, toată lumea are casa făcută, numai eu nu. Da, mă, dar nu, că îmi spune din noiembrie, vezi să fie, luminile să fie poție, da? Da. Păi tu le faci, tu eu, te cocos pe acolo. Da, vine, cu, vine un băiat. Mai te ajută cineva, că nu e... Nu, îs rănit. Așa. Și e rănit, are zgârietura aici. Unde am rănit. Are o mi-a dat cu autofiletanta asta. Băi, ce frumos, e bine să plâng de asta. Deja. Tu știi cum ai și plânsul cu tine odată, dacă e prea frumos? Așa, păi se poate. E sensibilă, nu, e sensibilă. Ce faci acum? Așa, plânge și ea, plânge și eu. Ia, expune-l, da, ia. Uitați, dar nu v-am arătat de la început. Am luat coronița de pe masă. Așa? Stai puțin că nu-i gata. Am luat coronița de pe masă. Da. Am băgat bradul în mijloc, am pus chestia asta așa. Moș Crăciunul e aici, îl vedem, da? Da. Stai mai aici. Ei, n-ai, aici dacă aveam o sârmă să prindem asta, prind, să nu iasă. Așa. Așa. Stai puțin, să pun moșul. Aici intervin și vreau, eu. Aici vii tu cu truza de scule. Și vreau în față, mi-a plăcut chestia asta. Da? Și în fața ornamentului
pus așa. Așa. Vreau așa. Nu așa că e prea mult, vreau așa o chestie. Așa, da, nene. Da. Da. Înțelegi de ce se uită? Contează elementul ăla, vezi tu? Da. Ce faci, Gabriel? Așa, mă, să da. Încercăm așa, așa într-o dungă, stă, poate, poate. Poate așa într-o da. Dungă așa să coboare ea, ea la să stă să nu cade. Nu să chiar să coboare. Nu, nu așa. Asta. Ceva la modul. Știi că mi-e place să mă implic. Deci asta da. Poate să fie cu sugestii, o, da. O să pun și cermul ăsta. Fii atent. Nu că e cu auriu și nu place. Nu merge, da. Și care chestia? Asta e un decor, de, un decor da, coșul ăsta rustic, da? Da. Poți să pui și clopoțelul. Chiar, da, merge. Chiar, uite-te. Chiar merge un clopoțel, da. Îmi dă o stare. Da, da, da. Da? Bun, mergem mai departe. Unde e ăsta? Ce, așa. De ce râdeți, mă? Îi dă o stare clopoțelul ăla. Auzi, de clopoțel. Opa! E o doamnă prietena voastră. E o doamnă prietena mea de aici, care m-a ajutat. Mi-a zis, doamna, adun ceva să facem. Să arătăm oamenilor un... Și zice, și îmi dă și chestia asta. Așa. Și acum vreau să explic, doamne, care se uită la acasă. Mine. Fii atent. Yeah. Ce vreau să explic? Zi. Că dânsa zicea, Minodora, pune peste tava asta, ăsta să fie pată de culoare. Niciodată, e chiciș, așa ceva. Aha. Nu ai cum să pui. Asta este o chestie da. Care poți să pui, nu știu, gen... Ceva stăluț, așa. Uite, gen steluța da. Asta aici, nu știu. Da. Și pe masă. Dar să pui asta aici, niciodată. Asta este aia... o pâslă, da, care nu poți să pui peste... Deci asta e ceva... Foarte chici, foarte ca la țară, țărănesc, nu știu, de prost gust. Deci nu. Ori dacă era mai mare, da. Poate eventual, dar tot nu-mi place materialul, pentru că nu se potrivește. Ok, nu se potrivește cu asta, am înțeles, am înțeles. Facem un decor, mergem mai departe, un așa. Decor elegant. Băi, stați-vă cu mințea acolo, mă, că noi avem treaba aici. Aici să muncește, de, să muncește și ăștia să glizesc, da. Așa, avem o lumânărică, putem, dacă vrem, și cu chestia asta să facem o treabă. Așa. Dacă vrem de asta și, ce faci? O fundă sau ceva? Ce, nu, ce? De ce fundă? Niciodată nu știu, abar n-am ce poți să faci cu ea. Nu trebuie să-ți faci probleme. A, pur și simplu pui așa. Whatever. Da. Aha. Faci un fular, cum te să legi să nu răcească lumânarea. Da. Să nu răcească lumânarea. Băi, băi, terminați-vă cu astea, mă. Dacă tăceai filozof rămâneai. Aia, ia uite, bă. Hai să facem treabă serioasă și vă... Varde de... Da, e mai bine așa, da. Nu știu, îi facem o chestie, chiar nu. Da, uite, vezi? Înțelegi, e, aici știu, de multe ori intervin eu. A, aici vin trebuie eu. Să vii tu cu ceva. Vino că hai. N-am răbdare să fac asta. Exact. Adă o sârmă, adă ceva, știu, o liță. Să zicem. Aha. Uite, o treabă, o dată. Da, deci da. Din start, deci, deja îmi place așa, da. E o chestie. Bun, mă duc mai departe. Am o ondă-sta. Da. Aici așa, eu așa bă, îl pun în față. Bun. Mă, dar lumea vede ceva? Vede, nu vede, se vede cum, nimica cum pe masă, să nu se vadă, mă, să vede tot. Ia, stai ce se vede și mandarina asta, dar a început să o mănânce asta, nici și n-a terminat. Băi, nu se cade decorul, mă. Așa fac și acasă, stai liniștit. Așa, ia tot. Vin cu două de-astea aici. Pune și așa, da. Chiar, uite ce frumos, excelent. Ce părere aveți, foarte bine. Și merge și Renu. Sau nu merge, Renu. Lasă Renu. Hai să mai caut dacă mai am una din asta, că eu cu simetria. Rău. Bun, așa. Ce părere ai până acum? Ce părere aveți până acum? Foarte frumos. Foarte bine arată. Deci în scurt, așa, într-o secundă. Păi, din, și din ce ai găsit pe aici, vorba da. Aia? Na, așa? Așa. Bun. Deci, merg, pot să merg. Stai să întoarcem acum așa. La cameră. Și acum întoarce-o ca să arată. Uite. Excelent arată. Asta-i drăgu. Asta-i tot? E drăgu. Păi na, nu mai sau, are cu ce să fac. Dacă nu vreau așa? Lumânare, da? Uite ce mai văd aici. Ce, un glob de la, uite, mai mare. Da. Da. Văd așa? Da, chiar. Dacă vreau în spatele globului, vin și așa. Și steluța asta, da? Da, ia chiar uite. Că. Da, chiar da. Deci eu sunt diferit. Dacă vreau, că îmi zicea prietena ta și vreau să prietena mea care, cu așa, care avem da. Discuția, pune și un pic de roșu. Poți să, poți să pui și un de la e un pic acolo. Roșu pe roșu, da. Între astea aurii acolo. Să stea un globuleț așa, da. Scoatem, stai, scot atunci o chestie, uite, scoți. Sau așa, da, da. Da. Așa și stai pui un de aia. A dormit asta, da. Avem și o fontiță, putem să luăm asta, punem fundiță. Deci se pot face tot da. Felul de... Ideea e să ai elemente. Corect, corect, corect. Da. Ai înțeles? Ideea e să ai din ce? Să ai elemente și imaginație, că altfel n-am. Dar bun. Eu sunt cu lumânările, pentru că asta... Lasă lumânarea. Și mie îmi plac lumânările, să știi. Ce ai făcut? M-ai rupt piciorul și... la cerb, nu. Băi, vă rog frumos, mai nu, așa era el. Serios, de chiar, mă, de chiar. Băi, puțin să rezultat că eu... Se pune, se pune... Și pe mileu ăsta eu pun cerbul ăsta, ia uite mă, altceva, ia uite ce frumos stă. Așa. Bravo. Și asta, mulțumim tare mult de vizită. Uite și ăsta iară, e un platou foarte drăguț. Da, chiar, da. Nu, că de exemplu, eu așa emisiuni, ceva, uite ca să-ți explic, iubitule, masă, da, da? Masă, poate să fie, deci să zicem, de exemplu cum e masa la mine, masă așa. De
nu mahon, cum îi spune, ziceți? Culoarea, ba culoarea, da. Nu mahon. Venghe. Venghe. Deci da? O masă venghe, da? Da? Masă venghe. Dedesubt o chestie genul ăsta, dar elegantă. Da. Da, nu asta de pâsle. Așa. Ok. Și pentru cele patru locuri, masa fiind de șase, câte una, așa. Aaaa. Deci a, doar da. Atât. Da, 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 da. Și e... altceva deja. Da, așa, o chestie pe masă. Și corect. Cu ăsta în mijloc? N-ai, gata, n-ai treabă. Și ți-ai făcut masa de... Superb. Ți-ai, da? Da. Mulțumim tare mult că ne-ai decorat da. Și nouă pe aici. Îți dau microfonul. Ia uite, ești mergi de sclipici. Strălucești. Sărbători fericite să aveți. Mulțumim, și vouă la fel. Și celor să treceți cu bine peste sărbătorile astea. Da, tot timpul nu, dar să treci cu bine, nu? Nu, am trecut. A trecut, cu gata. Bine. Dar trecut trece. Tati, hai să le zicem un mesaj celor de acasă. Amândoi. Eu hai. Prima și după aia tu, da? Da. La mulți ani, sărbători fericite, vă doresc din suflet, vă mulțumesc că îmi sunteți alături de atâția ani și mă susțineți și primesc mai mesaje frumoase de la voi. Nu-și permite nimeni să scrie urât pe pagina mea, asta înseamnă că mă respectați și că sunt respectată, lucru care este foarte important pentru mine, pentru că este un sentiment reciproc. Să fim sănătoși, să ne distrăm la maxim de sărbători! Yeah! Și tu, hai, zi. Și gata, mă duc să cânt. Sărbători fericite, un an nou fericit și nu vă luați după aia, vă ajungeți la sapă de lemn. Mulțumim tare mult! Doamnelor și domnilor, ascultăm chiar acum pe Minodora! Sus la poarta raiului, poarta raiului, paște turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iară lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iară Zalin, frunză verde de mălin. Dar la turmă cine sta, oare cine sta? Stă chiar maica precista, maica precista. Linui lin și iară lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iară lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Zalim.